Crimă între români în Irlanda. Am visat că o omoram, m-am trezit și era moartă. O arădeancă în vârstă de 30 de ani stabilită în Irlanda a fost găsită moartă sâmbătă seara în apartamentul în care locuia. Principalul suspect este logodnicul acesteia. Potrivit presei locale, Ioana se mutase recent cu Andrei, un român în vârstă de 33 de ani, tot din Oradea. Când echipajele de poliție au ajuns în apartament, logodnicul tinerei se afla acolo. Avocatul său a cerut o evaluare psihologică, întrucât bărbatul ar suferi de depresie, potrivit Arad Online. Prietena victimei, Roxana, a povestit pe Facebook firul evenimentelor de vineri, ziua de dinaintea crimei. Vineri, în data de 11.10.2022, am primit un apel pe Messenger de la victimă, spunându-mi că partenerul ei este necomunicativ și că ar fi intrat și mai tare în depresie, de cum era acum câteva zile. M-am deplasat la domiciliul lor, le-am făcut cadoul de casă nouă și am început să-l consolez, să-l sfătuiesc să primească un tratament pentru depresie de la medic. Am băut o cafea cu amândoi la ei în bucătărie și după o oră de ceva am plecat. Totul părea în regulă, în afară de faptul că el se uita în gol și răspundea foarte greu la orice îl întrebai, era ciudat. A doua zi, sâmbătă, în data de 12.10, am fost contactată de familia fetei din România în jurul orei 17 și erau foarte panicați că ea ar fi fost inconștientă și el continuă să zică de câteva ore bune că nu vine ambulanța. Potrivit profilului de Facebook, Ioana și Andrei erau împreună din februarie 2022 și s-au logodit în iulie 2021. Tot din informațiile de pe Facebook reiese faptul că bărbatul ar fi fost angajat al unui spital din Irlanda. El a terminat Facultatea de Protecție și Ingineria Mediului din Oradea, relatează mesajul.ro.